FCM Dunărea are un singur obiectiv pentru partida cu Unirea Târlungeni. Echipa gălățeană țintește toate punctele puse în joc. Damian Băncilă știe însă că echipa din județul Brașov are o apărare foarte bine pusă la punct. Trebuie să ne gândim doar la victorie. Într-adevăr, această echipă, această grupare din Târlungeni se pare că este o nucă tare. Chiar m-am uitat pe linia lor de clasament în acest play-out. Ei au 30 de puncte, au 8 victorii, au 6 egaluri cu 3 înfrângeri, au 19 goluri marcate și 11, chiar cele mai puține goluri din toate grupările din play-out. Deci sunt o nucă tare pe faza de apărare. Noul tehnician al Dunării crede în salvarea de la retrogradare. Obiectivul său este ca echipa să obțină maximum de puncte în ultimele 3 meciuri. Eu atât știu că în perioada asta în care conducerea a avut încredere în mine și au vrut să continui cu această echipă, eu mi-am propus doar să câștig fiecare joc, să le iau pe fiecare așa în parte. Mai departe aș vrea să nu fac niciun calcul, cum de fapt nici la Brăila n-am făcut niciun calcul. Motivația care le-am transmis-o jucătorilor, le-am spus nici să nu se uite în clasament, doar atât le-am amintit că este un joc ce înseamnă derby, care este un joc un derby de tradiție între Galați și Brăila. Așa că la final, când se vor termina, când terminăm acel PPN, sper să avem 12 puncte și de-abia atunci să facem calcule. Vom fi pe plus, vom fi pe minus, nu știm, vom fi în Liga a doua, vom fi în Liga a treia, dar îmi doresc din tot sufletul să fim în Liga a doua. Mai ales că îmi doresc în continuare să antrenez în Liga a doua, pentru că este prima dată după 10 ani de zile, chiar mi-am dorit, a fost o țintă de-a mea și mă bucur că am reușit până la urmă. Dunărea, Unirea Târlungeni se dispută miercuri de la ora 11 pe cel mai mare stadion din municipiu.